A început în sfârșit curățenia în sectorul 1. Firma Rompres a ridicat o parte din munții de gunoaie care s-au strâns în ultimele două săptămâni pe străzi. Cu toate acestea, scandalul dintre primărie și operatorul de salubritate este departe de a se fi încheiat. Rugida Armand a amenințat Rompres cu noi procese. Ministrul Mediului Tanțoș Barna a transmis că nicio autoritate nu ar trebui să-și permită să pună în pericol sănătatea oamenilor. După aproape două săptămâni, Romprest a început să strângă din nou gunoiul abandonat pe străzile celui mai bogat sector al capitalei. Conflictul s-a deblocat temporar după ce operatorul de salubritate a anunțat că a ajuns la o înțelegere temporară cu stațiile de sortare a deșeurilor. Acestea ar urma să își recupereze ulterior banii de la autoritățile locale. Banii nu s-au plătit. Evident că banii nu s-au plătit. Sperăm în această soluție, sperăm în această plată și sperăm că totuși pe calea amiabilă se va ajunge la o soluție, dar până luni, eventual, din nou vom presta, cred că se face, cred că un an de zile, dacă nu mă înșel, se face de când societatea nu este plătită, doar parțial, o mică perioadă, nu s-a achitat sumele aferente anului trecut, sume din 2019, acea datorie istorică s-a refuzat ulterior să se plătească inclusiv creanțele curente, fiind practic suportat din resurse proprii sau din surse atrase, acest serviciu de interes public. Primarul Clotilde Armand nu dă însă niciun pas înapoi și amenință firma de curățenie cu noi procese și plângeri penale. Legea spune foarte clar că este interzis să întrerupă serviciul de salubrizare și administratorilor companiei le-a fost frică să mai continue cu șantajul. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Toți cei care și-au permis această situație vor răspunde în justiție, pentru că au pus în pericol sănătatea populației din sectorul 1. Voi solicita Consiliului Local Sector 1 și în justiție rezilierea contractului cu acest operator șantajist. Cu mafia nu se negociază, a declarat Clotilde Armand. Ministrul Mediului, Tanțoș Barna, a avertizat că autoritățile nu ar trebui să pună niciun moment în pericol sănătatea oamenilor. Orice oraș are nevoie de colectarea continuă a deșeurilor, indiferent de discuții sau neînțelegeri birocratice. Nicio autoritate nu își poate permite să pună în pericol sănătatea populației sau să anuleze orice responsabilitate de mediu, chiar și temporar. Sper că odată reluat serviciul de colectare, acesta să nu mai înregistreze întreruperi și astfel de episoade să nu se mai repete. De aceea, atât primăria capitalei, cât și primăriile de sector trebuie să găsească soluții comune de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor, așa cum prevede legea, se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului. Așadar, curățenia a început, dar scandalul continuă. Conflictul dintre primărie și Rompres ar putea relua de săptămâna viitoare. Colega mea, Gabriela Mihai, ne dă mai multe detalii acum în direct. Bună, Gabi! Ce informații ai? Am găsit. Operatorul de salubritate a anunțat că în cel mult 36 de ore începând de seara trecută va face tot posibilul să adune toate gunoaiele strânse pe raza sectorului 1, pe toate străzile din sectorul 1. Acest lucru se și întâmplă, mai ales aici, pe Calea Victoriei, unde de altfel în acest sfârșit de săptămână vedem că este loc de promenadă. Așadar, oamenii pot să se plimbe sau să stea la terasă fără a fi nevoiți să suporte și mirosul gunoaielor. Important însă de menționat este că aceasta ar putea fi o situație temporară, pentru că tot operatorul de salubritate anunța că în continuare așteaptă ca reprezentanții primăriei sectorului 1 să își achite datoriile față de compania de salubritate și totodată anunță că în contextul în care nu sunt bani, nu vor mai putea să își continue activitatea. Am văzut însă toate autoritățile care au reacționat, inclusiv ministrul mediului Tanțoș Barna a spus că ar fi bine ca
o astfel de situație să nu mai existe și să fie găsite soluții, fie la nivelul primăriei, fie la nivelul companiei de salubritate. Totodată am văzut că și Garda de Mediu face verificări în aceste momente și nu doar la primăria sectorului 1, ci și la celelalte primării de sectoare din capitală, iar rezultatele acestor verificări vor fi făcute publice săptămâna viitoare, marți.